Potrivit textului acordului publicat pe site-ul oficial al Ministerului, oficialii promit că în sesiunea parlamentară în curs se va susține menținerea legea 1/2011 a funcțiilor didactice de educatore, educatoare, învățător, învățătoare pentru cei aflați în prezent în sistem fără alte condiționalități. Potrivit liderului sindical Eusebiu Lehene, președintele Ligii Sindicatelor din Învățământ Sălaj, chiar dacă învățătorii și educatoarele nu vor fi obligați să facă facultate, iar trebuie să-și completeze oricum studiile pentru a putea beneficia de un salariu mai bun, nu rămâne ca obligativitate facultatea, dar sunt convins că pentru cei tineri soluția este să facă acea facultate, pentru că numai așa își vor rezolva problema salarială, pentru că mi se pare o utopie să se aștepte și chiar să fie plătiți la fel cu cei care au studii superioare, chiar și după aceea echivalarea experienței profesionale în baza care ar putea fi reîncadrați ca profesor pentru învățământul primar sau preșcolar, ne-a declarat liderul sindical. Eusebiu Lehene a spus că a avut chiar zilele trecute întâlnire cu membrii de sindicat care începuseră să se impacienteze din cauza ordonanței, iar din discuțiile purtate a rezultat că toți au înțeles că după echivalare vor avea aceleași salarii cu colegilor de facultate. Acordul la mână și termenul până la care Ministerul Educației Naționale trebuie să finalizeze acea procedură de echivalare și propune îmbunătățirea conținutului unor articole din legea 1/2011. Mizăm inclusiv pe revenirea la pensionare anticipată fără penalități pentru personalul didactic cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, dar și pe reducerea cu 2 ore a normei didactice pentru dascălii cu peste 25 de ani vechime, anunță Lehene.